Salut, bine ați venit la un nou draft. Astăzi o să facem un nou challenge și draftul celor mai tehnici jucători și o să aleg fiecare card după statsul pe care îl are la dribbling. Și înainte să începem, vă propun să vă faceți un cont Revolut, utilizând linkul care este pe primul rând din descriere și veți primi 50 de lei la prima achiziție cu cardul vostru Revolut, oricât cheltuiți prima dată cu Revolut, că e 5 lei, 10 lei, 50 de lei, veți primi încă 50 de lei în cont, Revolut fiind un card bancar care se poate utiliza atât online pentru cheltuieli gen Steam, G2A și alte lucruri, sau offline, poți să scoți bani de la bancomat cu el dacă îți comanzi cardul sau să plătești orice altceva, fiind un Mastercard. Și este foarte tare, are o aplicație super șmecheră, linkul vă trimite direct către descărcarea aplicației și dacă aveți 18 ani vă puteți face un cont acolo. Mi-am făcut și chiar super tare, sunt vreo 3 milioane de utilizatori din ce am văzut în acest moment de Revolut. E banca asta cool a anului 2019 și hai să începem draftul în acest moment. Sper la o echipă cu jucătorii aia bombă pe dribbling, să vedem dacă o să iasă ceva mișto, că ar trebui, mai ales că driblez foarte mult, cu jucători cu dribbling mult ar trebui să îmi iasă pasența. Acum și fundașul să iau după dribbling, deci o să fie problematic. Nani e primul, e cunoscut pentru schemele sale, un jucător foarte talentat, Nani. Vine aici Douglas Costa, un brazilian veritabil și el, 95 dribbling, 5 stele skill moves, la fel ca Nani, avem 2 jucători cu 5 stele skill moves în acest draft până acum. Și să vedem atacanții. Culmea este Lineker cel mai tehnic, ceea ce nu e rău, 93, prima că în moment Lineker, n-are foarte mult la dribbling, nu e peste 90, dar e forță și aici Lionel Messi cu 96, probabil cel mai bun pe dribbling din joc și în realitate a trebuit să fie, în modul în care trece de adversari este unul unic. Mijlocaș central ar fi Arturo Vidal, merge foarte bine cu Messi și un card foarte bun. Până acum lucrurile merg perfect. Iar aici ar veni Fabian, care este spaniol, merge cumva cu Douglas Costa. Totul foarte bine până acum. Al treilea mijlocaș central ar fi Modric, 91 dribbling pentru balonul de aur. Și aș putea să-l pun pe Douglas Costa acolo dacă ar pica Sandro în stânga sau un alt brazilian, cum ar fi Marcelo, 95 dribbling pentru jucătorul lui Real Madrid. Și văd că au picat foarte mulți jucători din La Liga până acum. Fundaș dreapta l-avem pe Cancelo, care merge cu Douglas Costa și putem face schimbul ăsta așa. Fundaș central, să vedem dacă vine Ramos. Uite-l pe Ramos, 74 dribbling. E senzațional, avem Modric, Ramos, Marcelo de la Real și încă un fundaș central aici, uite-l pe Ștefan Radu, 84 dribbling pentru Thiago Silva, care merge cu Douglas Costa, iar portar, nu pot să iau după dribbling pe portar, așa că portarul o să-l aleg pur și simplu și îl voi lua pe Oblak, pare că e foarte ok, depinde și ce mai pică pe bancă întotdeauna. Va veni aici unul dintre Klein sau Danny Rose. Mai mult parcă l-aș lua pe Klein, fiind fundaș dreapta, în stânga îl avem pe Marcelo, nu pleacă de acolo. Încă un portar, Asenho, ne mai dă Chem, 95 chemistry. Și mai am încă un fundaș aici, Sandro, 85 dribbling, Robertson are 90 și e cel mai bun pe dribbling dintre toți acești jucători. Robertson și Klein, nu-i rău deloc, echipa arată chiar foarte bine. Mai trebuie un cam, ar fi bun un Pele sau Diego Armando Maradona. Aici îl avem pe Forest, jucătorul lui Celtic, pe care CFR a eliminat-o fără drept de apel, putem spune. A fost un meci teribil în retur. Aguero sau Figo? Acum Aguero ar putea fi titular, fiind Messi și Lineker. Pentru că am, uite-l pe Maradona, 99 dribbling și e primul jucător din echipă cu 99 la dribbling. Trece acolo și în acest moment avem full cam pe aproape toți jucătorii, în afară de Thiago Silva și Luca Modric, care ar putea trece cam și să aibă și el full. Iată aici, 7 cam și pentru Thiago Silva și am rezolvat-o și aici. Iar aici mai vine un jucător slăbuț care va fi Redmond cu 79 dribbling.
91 rating full cam, deși am luat jucătorii după dribbling, ceea ce e foarte bine. Formația asta e și bună pentru a face chemistry. Iar aici vine Suso cu 92. Dintre cei mai buni pe dribbling de până acum. Agüero are și el 94, l-aș pune și pe el titular. Doar să schimb pe Lineker mai încolo. Bale 87. Este cel mai bun pe dribbling. Și mai sunt doar doi jucători de venit în echipă. Balotelli, uite-l. Havertz e cel ales. Nu prea am chemistry style-uri, din păcate, neputând alege jucătorii după chem, va fi complicat. Ce e bine că a venit Martial cu Hunter aici și pot da lui Messi acest Hunter. Bun, antrenorul ar merge un argentinian foarte bine, dar nu vine. În schimb, avem acest brazilian pentru Thiago Silva, e chiar ok. Deci o echipă de 192, cu Maradona, Messi, Costa, jucători cu foarte mult dribbling. Și să începem draftul. Nu uitați, prieteni, să lăsați un like acestui videoclip, mai ales dacă vă place această serie de drafturi. Apreciez foarte mult. Iar primul adversar va fi Oliver. Oli Squad. Opa, este și un kit de la Arabi, care arată șmecher rău de tot. E prima dată când l-am văzut. 3-5-2, 91 rating, fără 100 chem. Benzema toți, Suarez, mai Banega, Ribery. Are o echipă foarte bună. Bun, Arturo Vidal marchează primul gol încă din acest minut. 2 este Arturo, omul cu golul rapid. Bine, Messi, nu voi șuta cu el. E mai bine să jucăm la sigur și am intrat efectiv cu mingea în poartă. Cu Maradona, așa se întâmplă în draftul driblărilor. I-am putea spune și așa. Fără șut, am dat gol alături de Messi și Maradona. Memphis. Îmi scrie și el din voleu. Un voleu din prima și un gol la faza efectiv următoare, după ce am înscris și eu al doilea gol, 2 la 1. Ăștia, aș putea să centrez. Pe de altă parte m-a cam împins Ramos, dar dacă arbitrul este hoț, aia e. A fost și un arbitraj la EA Sports, așa, în Supercupa Europei, unde am avut prima dată o brigadă feminină la un nivel foarte înalt. Din cadrul unei competiții UEFA mi s-a părut un arbitraj slăbuț. Nu știu ce spuneți și voi, spuneți-mi în comentarii cum mi s-a părut dacă ați urmărit Supercupa câștigată de Liverpool. O dăm pe pase, o dăm pe scheme. Jucăm spectaculos cum ar trebui cu această echipă. Costa era golul meciului, cu siguranță după faza asta. Of, ce-am făcut? Mama, Senho! Parada partidei. Messi a recuperat pentru noi. Maradona acolo, demențial! 3-1. Diego Maradona cu al doilea gol, de data asta și șutat la poartă cu exteriorul, însă acel McGinnis spin a făcut totul. Oh, Benzema din prima și iar se menține la un gol diferență băiatul ăsta după ce am înscris din nou, a marcat și el cu Karim Benzema de data asta. Ramos, iată-l că a ajuns și el într-o situație în care trebuie să dribleze și o face foarte bine. Penalti, Varane și-a faultat colegul de la Madrid și e Maradona care își poate completa hat-trick-ul. Pe mijlocul părții, 4 la 2, 6 goluri în prima repriză. Suarez, e acolo, Asenjo! Cum a ieșit Asenjo din poartă? Genial! Trebuie Messi să vă care. Hai, El Mejor, du-te! Busquets i-a tăiat calea lui El Mejor Messi, dar poate de data asta. Să vedem ceva din partea sa. Mamă, mamă, ce e acolo? Și n-ai și mingea.
Așa ceva? Oh, Ramos! S-a ridicat, bă, ești nebun! Ce fază! Nu se poate, mă. Deci dacă vine golul ăsta, e bombă. Modric, e gol! Modric a dat pasă în loc să șuteze. Am apăsat pe șut și a devenit o pasă. Ieri. Și-a făcut meseria aici. Lineker, golul 5, a venit și Manita. O plăcăciune din partea lui Lineker și calificarea către meciul 2 este asigurată. Oi, Luis! Mamă! Nu se oprește! E gol! A ținut mingea pe picior până în momentul în care a reușit un voleu curat. Luis Suarez e cel mai tare gol, sigur, din primul meci. Final de meci, 5-3, super spectacol. Pavlichenko pe Estadio Santiago Bernabeu. Un 4-5-1, 192 ca mine. Are doi Team of the Year, fundaș central Ramos și Van Dijk. Un Socrates pe acolo, Vinicius, super jucător. Dele Alli nu prea e din echipa asta, nu se încadrează acolo cu restul băieților. E o formulă forță. Uf, Coșta, ce intrare prin alunecare. Cam energic, s-ar putea spune, dacă lăși Coșta la faza asta. E mingea la Luca Modric, e faultat de Van Dijk. Mare cot ce a dat Virgil, l-a liniștit puțin pe Modric, care a început să se dribleze. E lovitura liberă, Maradona aici și mai avem ceva jucători. Dar cred că o să bat cu Diego Armando Maradona și sper să bat bine în zid, direct în Van Dijk. Și-a luat și în freză Virgil puțin. Centrarea la Ramos, super paradă, Alisson. Maradona, super, Messi n-a reușit să mai ajungă primul. Leu, ce intră în meciul ăsta. Ne cam rupem unul pe altul. Messi a scăpat, offside nu e. Fake shot. Nu, Alisson. Nu, a stricat totul. Vinicius, rupere, 1-0, mega gol, Vinicius Junior. Iată cum a putut să șuteze de acolo, ce bombă! Lineker, hai tată, pe lângă! Șutul ăla ar fi intrat dacă n-a fi fat 20 în apărarea mea. Time finishing-ul bun, un șut în cross pe jos. Mai am șanse, e 1-0, pot marca oricând cu băieții ăștia. Până acum n-am făcut-o și fiindcă am fost puțin neinspirat, mai ales la faza cu Messi, singur cu portarul. Hai, Modric! Bară! Băi, câta bară! Am nebunit, nu se mai poate așa ceva. Nu, e Socrates! Plasat exact cum trebuie. Și scrie pentru 2-0. Semi-foarfecă. Nici o reacție pentru Asenjo. Nici măcar nu s-a clintit. Messi! Ne ține în meci. 2-1 dintr-un finez perfect. Bine chiar cu recuperarea. Hai, băieți. Uite-l pe Messi plecând. S-a desprins acolo Lionel! De ce m-am oprit? Ce greșeală! Mi-a luat mingea imediat. Iar aici lui Lineker ar fi trebuit să-i centrez, dar el este în bandă. Messi! Incredibil! Trebuie să fie 2-2. Trage de timpul ăsta, n-am ce să-i mai fac. Nu, am pierdut în meci 2 la naiba! Și era un draft chiar promițător. Dar a fost și bara aia. Pur și simplu, nu prea a părut că a fost meciul meu. Iată, a avut 3 șuturi până la urmă, am scris de 2 ori din cele 3 ocazii și aici se va încheia draftul jucătorilor tehnici. Aș fi vrut mai mult din acest draft, mai ales că e fix pe stilul meu. Gol pe cori, le deschid, cine știe. Am prins ceva workout-uri din astfel de pachete la 1 din 20-30,
se mai întâmplă mai ales acum. Rulli, gold pack, al doilea, tot nimic. Sau nu, e Schmeichel. Schmeichel o să coste ceva. 3100, a scăzut mult în preț. Și acum, incredibil, jumbo gold pack, 24 de iteme. Nu o să fie 86 plus nici data asta. Da, ăștia sunt mai slabi. Și aici se va încheia videoclipul de astăzi, din păcate doar două meciuri. Sper că v-a plăcut totuși acest draft al jucătorilor tehnici. Mai spuneți-mi challenge-uri în comentarii. Încerc să fac cât mai multe pentru timpul rămas de FIFA 19. Mă apropii și de 100 de drafturi și mă gândesc încă la un draft special, care să fie draftul numărul 100 de la FIFA 19. Cred că până la final de sezon, până apare demo-ul la FIFA 20, o să reușesc să ajung la 100 de drafturi. Cam atât, prieteni. Pa, pa!